Pick Up este un show în care băieții abordează fetele, iar fetele decid cine este cel mai bun pick-upper. Întâlnim cu aplauze pe capării noștri Vlad Sclusarenco, Alexandru Ghețan, Ion Chirtoacă, Marin Magan, Dmitrie Leonte. Așa, bine ați venit la Pick Up. Este, Pick Up este un show, știți, da? Care băieții abordează fetele și tot așa mai departe. Noi vă spunem bună seara. Voi tare ați vrut, tare ați așteptat. Iată, am venit la Pick Up. Eu vreau din start să fac un anunț, da. Băieții care sunteți în sală, nu faceți astea acasă, nu încercați în condiții de casă, asta le fac profesioniști, adică oameni care sunt în domeniu, cu asta se ocupă, voi nu încercați pick-up-urile în societate, nu într-un trolebus, că nu știu, parcă văd că înșechi la taxatoare de atât. Da. Nu se poate, băieți. Noi, apropo, nu vrem să educăm lumea așa, noi doar ne distrăm. Noi suntem predispuși, noi nu ne supărăm, da? Dacă se apropie, fetelor, dacă se apropie vreunul cu un pick-up de ăsta așa care se lasă auzit aici, puteți să-l păliți deodată, da? Noi anunțăm asta, tete-s glume și noi iubim și respectăm femeile. Asta tete-s glume, asta doar-s glume, da. Bravo, bravo. Înainte de a începe, un mare mulțumesc partenerilor din această seară, Sweet Bite, că ne-au îndulcit, un rând de aplauze pentru ei. Și desigur a creat dispoziție Wine Crime. Asta mulțumim bravo. Foarte mult. Și băieți, sunteți gata? Zic să încep. Eu zic să ne așezăm. Da. E timp. Eu am știut că voi o să veniți. Ivan Lulenov, Vlad Slusarenko, Alexandru Ghețan, Marin Madan și Dumitru Leontiev. Stand-up național. Dați-vă la o parte, vă spuzuniți cu drumul. 4 noiembrie, 19.30. Lasă tot din mână și vino la stand-up. Bilete pe iticket.md. Care să întâmpinăm cu aplauze prima domnișoară din seara aceasta, Mihaela Hțitor. Stop that. Yeah, I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pan. If you wanna touch my please use caution. Salut, Marin Madan. Mihaela. Mihaela, și mai cum? Ctitor. Clitor? Iactă-l, băieți, iactă-l, l-am găsit. Iactă-l cum arată, iactă, așa? Iactă-l, l-am găsit. Băieți, țineți minte. Marin. Oh, unde ai pornit să-mi scoli pula? Bonjurica! Salut! Știu că fetele le place să călătorească. Poate mergem în Franța. O să-ți arăt provincia La Clans. Din Transnistria, dar ea și poate. Salut! Știi tu de sară zic ca pțiosca lui Igor Cuciuc. Linsă pizdeț! Salut! Salut! Am avut un coleg și el s-a necat și tăți plângeau și tăți credeau că s-a necat în istru, dar el s-a necat în ochii tăi. Oh. Acum trebuie să alegi unul care nu trece în runda următoare. Cine nu ți-a plăcut cel mai mult? Unu! Madan! Dar eu am zis că gluma asta nu merge. Nu, ctitor, clitor, că tare e bine, foarte. Mihaela, eu când sunt lângă tine, mă simt ca un polițist de frontieră. Vreau să țâmblu la bagajnic. Eu sunt din Transnistria, mă scuzați? Da. Și eu am pașaport transnistrian. Și la vama mi-au spus că cu acest pașaport se poate de ajuns numai în chizdă. Îmi dai voie? Da, când mă uit la tine, vreau să fac un păcat. Păcat să nu-i fac o labă. Uh,
Când eram itel, cu tata am tăiat un porc și a nimerit niște sânge la mine pe mână și el era așa cald, chiar șerbinte. Tu tot ești șerbinte. Vlad, Vlad, nu vrei să cerci încă una? Mai bună ca asta? Mai bună? Nu, dar înșarcă, înșarcă. Când eram mitel, am văzut-o pe bunica cum se băie în baie. Era ușa deschisă, că eu nu putut să o închidă, că era bătrână. Și eu asta n-am să uit niciodată. Pe tine tot n-am să uit niciodată. Alexandru Ghițan, Leontiev, Chirtoacă și Slusarenko. Cine nu trece în rundul următoare? Slusarenko. Mihaela, e timpul, dar o să facem o leagă de interactiv, noi doi. Și poți să-mi spui cum în engleză e mâncare? Food. Hai să ne foodim. Normal. Normal, da? Da, normal. Gândire, bravo. Gândire. E smart joke. Mă joc cu mintea ei, cum vreau. Mihaela, ești ca o bâhă E39. Cam vechișoară, dar așa de bună, ule. Dacă literul era mai bun. O glumă pentru oameni bogați. Voi sunteți bogați, voi ați avut 200 de lei. Deci... Tu ești... Hai, vin aici. Nu, scaun mai mare trebuie. Tu ești ca o farfurie după clătite în foișor cafe. Te-aș linge chiar și nespălată. Chirtoacă, Ghițan și Leontiev. Cine nu trece în runda de finală? Așa de greu, așa de greu. Eu pot cu trei. Nu, hai, băieți, hai câteuna, încă câteuna, puteți? Hai! Tu ne aduci aminte de Usain Bolt. Este cel mai rapid om a planetei. Pur și simplu lumea când te vede pe tine, apuca și la dânsul, zice, e bați și ce are asta are. Ține și așa aminte, că așa tot a fost wow. Mihaela, știi, vreau să te mănânc, dar nu de tăt, pentru că eu sunt cunibab. Am scris o poezie, prima dată în viața mea. Asta a fost manipulare. Deci, nu vreau la Grecia, nici în Italia. Cel mai bun loc e între țițele tale. Cine nu trece mai departe? Chirtoacă. Chirtoacă. Wow. Asta eu cred că pentru băha. Mihaela, alături de mine tu ai cel mai dulci dimineț. Fiecare dimineață ta să înșeapă cu vafle. Ceva mai intelectual? Mai aproape, spate? Da. Deci, uite. Noptem amândoi, că dacă întrite... Deci, ești... am observat că ești o blondă. Da. Tu ești ca o Amber Heard. Eu tot vreau că tu să faci la mine în pat ceva murdar. Să caci, da? Să mă ce vrei? Mihaela, eu așa mă uit la tine și am impresia că eu azi sunt a 12-lea la tine. A 12-lea care îți spune cât ești de frumos. Ceva romantic. Ha. Încearc. Îți voi arăta dragostea ca la seriale turcești. Pentru că, dacă sincer, eu sunt turc. Numele meu adevărat este Sultan Tifut în gât. Dmitri Leontiev câștigă! Mihaela Tito! In my double C fit, and my energy lit. Just spent that 100 G lick just to flex on a broke bitch with my Louis V drip. Întâmpinați cu aplauze Cristina Finetti. Stop that. Yeah.
caution. Salut. Salut. Eu am auzit că tu lucrezi la radio. Tu lucrezi la radio și eu știu că moderatorii la radio sunteți, voi sunteți oameni fățarnici. Am auzit de la Vlad. Voi faceți o impresie că voi sunteți veseli și plini de energie, da. Dar cu mine tu o să uiți despre simulare. Știi, sexul cu mine să fie ca mersul la bunica la țară. Hai eu să împing o să... Aveam ei moartă, prost. Nu, 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 de o altă. Da, știi, penisul meu e ca Mișa Stâș. De departe îți pare că Mitel, dar are 28. Vreau să fac o declarație publică, așa cum eu știu mai bine. Eu nu vreau să am, în general, nicu cu Putin, așa că noi să ne futim fără gandon, deodată. Cristina, salut! Salut! Tu ești ca... ca haina asta care... ca maica asta scurtă, care... destrabalat și rupt, așa, care se vede buricul. Tu ești top! Salut, cum te numești? Cristina. Asta e glumă, asta e glumă. Nu, nu, nu. Clitorul n-a smașit a doua. A jal. Când m-am uitat la tine, mi-a apărut dorința să mă mut, în, să mă mut pe Muncești. Adică să nimeresc în cur. Cumva. Marin, Marin, dacă vrei, poți să încerci încă bă, una. Băi, dă-i una. Din tăci, tu asta ai ales-o și e mai bun? Dă-i dă-i no, clitorul. Încearcă, el încearcă două încă. Da, da, da. Poți să-i mai sus, nu numai acolo, în zona așa. Da, da, da. Dă-i mai, mai sus, mai sus. Ți-ți place folclorul moldovenesc? Da. Da? Tu ești tare norocoasă, pentru că nimeni spune fut frumos. Fata, precedentul a fost cu 3, eu pot cu 4. Nu, dar acum ești 5. Tu n-ai auzit și nu știi nimeni. Scoate unul. Tu ești top. Eu fut frumos. Tu o să uiți despre simulare. Putin și fără gandon. Numai eu am 28, tak că... Cine, Cristina, cine nu trece mai departe? Unu, alege unu. Vlad. La dinsul erați. Nu. Vlad, nu ți-i nucid, vin cu asta. Și te-ai iubit cu adevărat. Eu mă duc după tine, după show mă duc. Pur statistică și îl place la fete în ziua de azi. La Marin, și era la tine, Marin? Fut frumos. Că el fut frumos, la Ghițan, fără gandon, la Dumitru, și va tot cu fututul, și Iona avea 28. A Vlad, tu ce-ai spus? Că ea e top? Ceva actual, da? Tu cu mine o să fii ca Vladimir Bolea. Tu tot o să fii заебита de пулеиста. Болен? Болен. Eu cred că în relația noastră niciodată n-a să fie certă, pentru că eu știu să bag limba într-un loc. Cristina, mai mult fete știu că eu sunt tare modest în pat, știi? Adică, cum să spun, ei ajung 30 secunde să aduc micul dejun la pat să iei. Dar voi ieșeați, voi ieșeați crezute. Acolo 20. Ți-i cum îți place, mai meahcă, mai jostă? Dă-i. Să-i dă? E că mă la tine și pizdești, mă nervez. Îmi tremur pula. Îți deorgă eu. Ei, după asta cum mic dejun? Care mic dejun? Doare. E noi pe relații normale. Da, cu asta nu te măriți, cu asta nu te înstupași. Precis. Nu faci. Așa nu faci. Cu asta nu faci familie. Adă-i topcic, adă-i la pat dejun, știi și... Salut. Salut! Când eu te ved, eu mă simt de parcă eu sunt o fată din Thailanda. Mi s-a sculat pula. Tu de sara ești ca Caras prima zi la pușcărie. Tot ești luată pe la schinare. Hai să facem un exercițiu de imaginație. Ca unul simplu, foarte simplu. Ca pur ipotetic, pur ipotetic. Mm-hmm. Tu pentru un iPhone 15 știi culca cu mine? Nu. Nu? Dar pentru Android arăți o țăță?
numai că o leacă. O leacă? O leacă? O leacă. O leacă de țâță. Măcar gurguiu, vă rog, o leacă. Așa, o leacă. O leacă de țâță. Cine trece în finală? Cine nu trece mai departe? Chirtoacă și Leontief. Știi, eu am vă două săptămâni de când stau toată ziua pe TikTok și dau tap-tapuri. Asta vreau să spun că la mine deștele niciodată nu obosesc. Știi de ce Marea Moartă e moartă? Ea a murit din jale pentru că tu în ea nu ți-ai spălat fundul. Asta e foarte trist, nu-i de râs. Ești ca intendenta din căminul de unde am stat. Ți-aș împinge un 50 numai ca să intru. Eu știu că tu lucrezi la radio. Moderator, ești moderator la show matinal. Și noi vom fi o echipă ideală. Noi cu tine? Da, tu lucrezi cu limba dimineața, iar eu noaptea. Băieți, spuneți, ce Vlad, Marin, ce credeți după runda asta? Феноменал, феноменал. Băi, eu mă lepă de obrazul ăsta, nahui. Eu nu știu ce l-ai luat tu. Eu și vă pare că eu n-am șulci cu pul sau și eu pul n-am, ble. Eu pul n-am, nahui, eu am făcut doi cupchi, ble. Eu o să vă arăt, amuși, ble. Eu arăt video. Vlad, nu-l scoate pe șele. Eu îl scot, nahui, pe șele. Din Darknet nu-l da, scoate. Da, eu îl scot, nahui. Nu scoate parbuca și el. Vlad, nu trebuie, nu fii așa rău. Oi, blea, să-i zică că sugă. Eu hai să vezi. Hai să vezi ce fac eu, blea, mușna. Oi, Vlad, ei. Oi, ai copchii ei. E nepohui. Vlad, nu trebuie. Eu câștig, blea, după asta, nahui. Vlad. V-a trebuit? Ia ca fetele ce ați făcut. Din cauza voastră. M-a s-a nervat. Eu am încercat, eu am vrut cu ghinișorul, na. Nicoleta Caraman! Stop that. Yeah, I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pine. If you wanna touch me, I'm please use caution. Tu ai auzit ce s-a petrecut până amul? Da. Da, din păcate. Da. Înseamnă că acum asta o să se întâmple cu tine. Tu ce aștepți? Ce vrei pentru tine anume, ca ei o fată? Îmi place cringe-ul și trash-ul. Cringe-ul și trash-ul. Înseamnă că mă dans câștigă. Da. Davai, Vlad! Nicoleta, ți urăm succes. Mă urăsc. Nu, ți urăsc sau cum? Îți urăsc. Îți urăsc. Lana, ți... Tu ai un copilaș? Da. Dar copilul tău nu te suge? Pur și simplu, îi baci sos că ești. Nicoleta, știu că ai un copil foarte frumos. E copil, copil cunoscut. Tu nu te uita la dânș, pentru că din ei te-ți, numai eu am categorii la pricep. Nicoleta, salut! Sexul salut. Cu mine, n-am treabă cu copchii, nu vreau să zic cu nimic. Sexul cu mine, asta e cum mai faci o castrulă de borș. Știi, îl faci odată, dar ți ajunge pe o săptămână. Alexandru, prostă pe poziția, nu vrei să încerci încă una? Dar ce, nu s-a plăcut? Nu, mi-a plăcut, mi-a plăcut. Cu copil, ia Ibu, ia. Nu trebuie copil, dar... Cu copil, hai, ia, hai, Alexandru Ghețan! Sexul cu mine, asta e cum ai măsurat temperatura la copchil. Tot ai să ai în gură 36,6. Copil, a? Ați vrut? Da. Ați vrut? Da. Buză, nu? Păi, nu, copil nu trebuie, asta e ceva sfânt. Deci. Eu sunt din familia bagat... Familia, ebai. Un ruznac a întors. Deci, eu sunt din familia bogată. Așa. Nu vreau să mă laud, dar eu sunt din familia bogată. Deci, nu de mult, noi am tăiat porcul. Cineva vreodată te-a făcut cuni cu limba porcului. Dar nu despre copii, copii asta e sfânt. Da?
Agresiv, agresiv! Arată-i părul de piept. Psihopat. Sexul cu mine. Zi. După sexul cu mine? Da, da. El e de 10 baluri, pe scara Richter, ai înțeles ori nu? Nu mă așteptere, creat! Cu copchilul, cu copchilul! Hai mai bagul. Vlad, ceva înșarcă încă. Uite, când mă uit la tine, tu ești ca un căcat de copchil. Îți bucuros te văd. Da, ți bucuros te văd, asta că tare numai tu poți să înțelegi. Da, eu am înțeles. Abia tâta și ei spus-o că are copchil, dar copchilul ăsta e ceva sfânt. Dar căcat de copchil asta și. Asta e, blea, asta e ceva care aștept toată noaptea, blea. Și tu pe Niculeta tot o aștepți, spunești, toată noaptea. Nu, adică îți bucuros o văd. Înțelegi? Ca un căcat de copchil. Da, blea, nu știi nicăna. Nu treci și lui Sarenco. Eu nu trec! Bă, Vlad, poate ai încă una, hai! Liniște, lătă-ți liniște! Eu sunt ca Ion Ceban. O. A să-ți pun plit în ogradă dacă mă alegi pe mine. Dar Viceu cu obicea să faci? Da, a să fac. Să e bun. Все, precis, Vlad. Precis mă duc, da? Precis mă duc, măi, dumneavoastră. Precis, Vlad. Убедилась, da? Că alegerea e corectă. Trist, dar adevărat. Ține asta, ție cadou. Pur și simplu vreau să-ți dau un geant. Mulțumesc. Ok, Nicoleta e o fată foarte frumoasă și pe lângă asta e o fată foarte puternică, boivaia. E așa de boivaia că ea nu-i place sex anal pentru că ea nu-i pidar. Nicoleta în piramida lui Maslow a pus în lista necesităților și cele care sunt mai importante i-a pus de subt. În piramida mea tot e să ai de subt. Bună seara! Bună seara! Eu am auzit că tu ai născut? Da, și să știi că întâlnirea noastră o să semene cu nașterea. Într-un moment dat o să se arate capușorul. Capușorul. Nu treci Leontiev, pentru că am flashback-uri din Vietnam. Scuze, dar nie nu-mi place să spun ca lucrurilor direct, nie îmi place să zic așa mai voalat, mai metaforic, ia ca de exemplu, chis de pruspul, vezi legătură, ceva, înțelegi? Da? Da. Ia ca... Cer scuze, dar Marin, nu vrei să încerci? Da, 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 mai încerc. Marin, una, mai încerci? Hai, da, Marin, da. Madan! Ești așa de frumoasă că ți nu-ți trebuie de pus în cap un sac, ți-ți trebuie un sac mai dic. Dacă Marin o hotărât să margă cu englezisme de astea, să știi că dacă te-ți la școală aveau dictare, eu avem dictare. Tu, în principiu, meriți și mai bun. De asta eu ți-am adus cel mai bun vin, de la Wine Crime. Ia uite, e ca așa e la mine când intru la tine pe Instagram. Nu treci Ghețan, dar poți să argumentezi de ce. Davai, nu trebuie. Nu spune. Davai, spune. El a spus că la dânsul în școală era dictare. Dar tu crezi că am un dic mare? Da, eu nu știu și ei. Așa că eu rămân cu Marin și cu Ion. Eu, desigur că nu să se măsurile cu credite, da, dar tot asta stau în gât. Sexul cu mine ar fi ca mersul la bunica la țară. Hai, eu îți dau 100 de lei, dar să nu știi mai ta. Vedeam îți mai. Marin, madam! Fundulețul tău frumos e ca iPhone-ul. Eu tot vreau să-l dezblochez cu fața mea. Bună! Ești ca oamenii născuți după 1994. Te așteaptă în 30. Opa! Asta e pentru gândire, pentru matematică. Se spune că animalele domestici seamănă cu stăpânii lor. Eu am acasă un motoană ca cu așa o pulă de mare. Ea lăvlă prin casă, ea ca așa.
Hai? Stai să mă gândesc. Hai, ultima, asta, Ion, asta e ultima, ia, gata, nu trebuie să... Numai nu cu obrazul și ala. Sfatul e bun, nu lua, băi, la dânsul, băi. Ion, uite, am una pizdoasă. Coleta, vezi cum se speda acțiunea. Nu crezi, Ion, nu crezi. Ion, se spierde, nu te rog. Capul lui, el ești din prima etapă. Sexul cu mine o să fii 10 baluri, pe scara Richter. Nu-ți place? Uite, asta e pizdoasă. Ce știu? După sex. Eu să fii ca un șahmatist fără mână, tot nu-ți poți merge. Ca un șahmatist fără mână, tot nu-ți poți merge. Să, Vlad, dai pași. După sex cu mine o să fii ca un șahmatist fără mână. Nu-ți poți merge. Ну, сука! Молодец! Молодец! Красавчик! Марина, давай! Давай, Марин! Дай шлю Марину уна! Дай шлю Марину уна! Cel mai bun pick-up-er e Marnie Amada. Asta a fost pick-up-ul. Mulțumim frumos că ne-ați onorat cu prezența celor de acasă. Dați-ne un share, un subscribe. Arătați asta bunelor la cumătri, la tăți. Știi oamenii cum trebuie de abordat fetele. Sau cum nu trebuie, da? Asta sunt pick-up-uri de oameni profesioniști, după cum ați văzut, da? Mai ales eu. Bravo. Eu s-au cunoscut în viața reală, adică... Da. Așa că dați un share, un subscribe, vă mulțumim frumos, abonați-vă la canalul nostru, ce-i pa, pa!